زبان من شرف آمد. Bună, dragilor! Bine v-am găsit sau v-am regăsit aici, pe canalul meu de YouTube. Dacă este pentru prima dată când mă vedeți, eu sunt Rojin și iubesc tot ceea ce înseamnă parfumuri și parfumerie. Dacă și voi sunteți în aceeași zonă de interes, v-aș mulțumi dacă ați apăsat butonelul de subscribe, implicit clopoțelul, pentru a primi notificare de fiecare dată când eu postez câte un videoclip nou. Abonarea pe acest canal de YouTube, absolut toate videoclipurile, like-urile, distribuirile sunt total gratuite. Și da, poate vi se pare ciudat decorul în care mă vedeți astăzi, însă sunt la mami acasă, deoarece juniorul a vrut să petreacă timp și aici, a vrut să profite de vacanță, iar eu am zis ok, haide, mergem și la mami o săptămână și acum mă vedeți că mă uit în altă parte. Nu vreți să știți ce este în acest dormitor, în dormitorul nostru. Pentru că eu am venit cu traiste de parfumuri, cu ring light-ul și cu absolut tot ce-mi trebuie, cu laptopul, cu tot pentru a putea veni către voi cu un videoclip sau două. Nu știu exact cât vom mai rămâne aici și cum îmi voi programa timpul, dar am zis totuși să vă explic ce se întâmplă, da? Că vedeți aici o porțiune dintr-o draperie, aici o comodă și am zis, zic, hai să explicăm ce și cum. Bun, acum când eu filmez acest videoclip este marți și parfumul zilei mele de astăzi, Sotedeul, este de fapt un combo, o variantă de layering. Și da, când o să auziți ce am combinat, o să vă întrebați cum. Ambele parfumuri vin de la Casa Haifa și avem aici inspirația pentru label. Și da, eu am varianta de 30 de mililitri. În acest videoclip v-am vorbit despre acest parfum, pe care am combinat-o cu Haifa 707 sau inspirația lor pentru Gisada Ambasador. Și o să ziceți, bine măi Rojin, dar cum ți-a trecut ție prin căpuc să combini label cu Gisada Ambasador? Ei bine, ceea ce obțineți, nu o să vă vină să credeți. Este pur și simplu acea label, acel flanker de label estival, dacă doriți, un label cu mango. Da, mango de aici își face simțită prezența. Nu știu, este o combinație de zile mari. Da, nu aș fi crezut vreodată, dar pur și simplu accidental am descoperit această variantă de layering care pentru mine una și pentru gusturile mele este una fericită. Da, dacă aveți label, varianta inițială, da, și Gisada Ambasador, combinațiile, da? Și lăsați-mi și mie în secțiunea comentarii cum vi se pare această variantă de layering. Dacă nu, lăsați-mi și mie ceea ce purtați voi în momentul în care veți vedea acest videoclip. Și astăzi, oricum ați văzut deja din titlu, vom vorbi, a venit momentul unui clip mega cerut de voi și anume parfumuri inspirate sau dupe-uri, vedem care e dupe, care nu e dupe, vedem care e mai mult inspirat, care e mai puțin inspirat, din două parfumuri mega iubite de mine. Și anume, Jean-Paul Gaultier Label, și da, sunt la a doua sticlă, mare, și Jean-Paul Gaultier Label Le Parfum. Varianta 2021, da, se poate vedea aici, deoarece știți că din păcate a fost reformulat. Și da, acesta este în varianta de 50 de mililitri. Bun, haideți să luăm una bucată blotter și să vorbim întâi despre Jean-Paul Gaultier Label Le Parfum. O să vă las pe ecran notele pentru fiecare din parfumuri în parte
și n-o să dau decât un puf, deoarece și așa sunt baricadată cu uși și geamuri închise ca să nu auziți haosul din grădină, pentru că juniorul in action. Și ce avem aici? Este genul acela de parfum intoxicant pentru multe persoane, sufocant pentru multe persoane, exagerat de dulce, exagerat de lipicios, exagerat de prezent între ghilimele, da? Genul acela de parfum ce induce migrene unor anumite persoane. Pentru mine nimic nu e prea mult. Îmi place enorm acest parfum. Este genul acela de vanilie caldă, intensă, învăluitoare, profundă spre sufocantă, însă, din nou, mie îmi place și când voi folosi termenul de intoxicant, îl folosesc în sensul bun, da? Într-adevăr, mami, de exemplu, nu poate duce acest parfum. Îi place când îl simte pe mine, însă pe ea este mult prea mult și pur și simplu îi cauzează migrene. Da? În adevăratul sens al cuvântului, chiar și două pufuri, două pulverizări aplicate. Da? Deci, ca idee, nu știu, nu este genul de parfum pe care eu una să-mi permit să-l recomand ca fiind un safe blind buy. Da? Avem aici o pară caramelizată, fin condimentată, asezonată de data aceasta cu tonka din belșug și ceva pulpă de cireașă, da? Undeva pe acolo, prin fundal, eu pot resimți izul acela de cireșe fiind de tot pudrate, însă, de ce specific pulpă? Deoarece de data aceasta izul de cireașă nu vine ca de obicei însoțit de nota sau de acordul de migdală, da? Nu este cireașa aceea cu tocul sâmbure. Este genul de parfum fiind de tot afumat, balsamic. Nu știu dacă l-aș purta în seriile de vară, eventual două pulverizări și ca de obicei în sensul, v-am mai spus eu în alte videoclipuri, cum procedez eu cu parfumurile mult prea puternice, da? Două pulverizări aplicate undeva în spatele umărului, în spatele umerilor. Chiar dacă este fin balsamic, fiind de tot afumat balsamic, are pe undeva și o atingere florală, da? Doar că este foarte, foarte fină, o adiere, dacă doriți mai degrabă. Para de aici este mult mai întunecată și mai siropoasă, aș putea spune, față de para aceea veselă, între ghilimele, din prima variantă, din label. De asemenea, vetiverul e una, îl percep undeva foarte în fundal, dacă are sens, mai degrabă o adiere de vetiver, dar din nou undeva în fundal, da? Nu are... Cum să spun eu, nu are atingerea aceea ușor răcoritoare din label. Nu, aici este acea label ajunsă la maturitate, dacă doriți. Dar foarte, foarte fain, un parfum excepțional, în opinia mea, din toate punctele de vedere. Cel puțin această variantă 2021 este Beast Mode. Da, Beast Mode pe piele, e una cel puțin pe piele, îl pot resimți și după duș a doua zi dimineața. Da? Nu am ce să-i reproșez la capitolul performanțe, nu am ce să-i reproșez la capitolul profil olfactiv, da? E una ador, da? Pentru mine 1000 din 10 și din nou îmi pare rău că a fost reformulat. Știu că a mai fost discuție pe câteva grupuri, vă dați seama după colierul acesta floral, da? Varianta 2021 are acești trandafiri 3D, pe când varianta actuală, o să caut și o să vă inserez aici o poză, arată ieftin, dacă mă pot exprima așa, dar da. Bun. Și ca parfumuri inspirate, categoric, da? Categoric. Vorbim acum
De fapt, în momentul de față pot veni și cu o recenzie finală, dacă doriți, a acestor parfumuri, deoarece le am de destul de mult timp și am abuzat destul de mult de ele. Voi începe cu cel mai apropiat parfum ca profil olfactiv pentru acesta. Vine de la casa Fragrance World, da, Dubai Collection, da, Roche 25 pentru 10% discount și vorbim aici despre Hayati Bell, da? În momentul de față eu v-am mai vorbit despre el și da, observați de la ultimul videoclip că lichidul s-a închis la culoare și da, a trebuit să, acum am o scuză să fiu overspreer, da? Am o scuză pentru că ce să vezi, fac YouTube și trebuie să mă dau mult și trebuie să mă dau tot timpul ca să văd ce și cum, să știu ce le spun oamenilor. Bun, în momentul de față mai avem o variantă inspirată din acest parfum, însă pentru mine, din start, vă spun că acest parfum al casei Fragrance World este extrem, extrem de apropiat de original, cu câteva mici diferențe despre care vom vorbi imediat. Bun, încă din deschidere. Deschiderea acestui Hayati Bell pentru mine este, chiar și în momentul de față după mega macerare, este precum un mix între deschiderea lui La Belle Le Parfum și a lui La Belle prima variantă, da? Deschiderea acestui parfum al casei Fragrance World, Hayati Bell, pentru mine și pentru percepția mea și pentru simțurile mele, este precum un mix între cele două parfumuri la notele de vârf, da? Vorbim strict de deschidere. Un mix între aceste două parfumuri cu o atingere moscată, cu un mosc pufos și dulce, cum îmi place mie, da? Până să se macereze, acest parfum mi-a lăsat senzația, la prima pulverizare, mi-a lăsat senzația unui iz fiind de tot de gumă de mestecat. Era, cum să vă spun eu, cum să vă descriu, era ca și cum aș fi făcut, mi-aș fi pulverizat La Belle Le Parfum și La Belle în timp ce mestecam gumă, da? Deci ceva de genul. Însă, după ce s-a așezat, da, deschiderea este un mix dintre cele două, căreia îi adăugăm o notă, un acord de mosc pufos și dulce. Însă, pe măsură ce se dezvoltă, se apropie extrem, extrem de mult de La Belle Le Parfum, doar că în această variantă de la Fragrance World, aș putea spune că latura aceea fin afumată și balsamică este mai domolită, da? Însă, ca asemănare, ca profil olfactiv, e una, l-aș încadra undeva la 85-90% asemănare, da? Regăsiți din plin acest ADN dacă treceți de faza aceea inițială. La prima pulverizare o să vă lase impresia că nu are nicio treabă cu La Belle Le Parfum, fiind combinat, și da, mă repet, cu deschiderea lui La Belle. Însă, din nou vă spun, pe măsură ce se dezvoltă, da, pot resimți în continuare acea pară caramelizată, resimt acea atingere, acea atingere mult mai mare, aș putea spune, de boabe tonka și culmea, resimt în continuare chiar și aici chestia aceea, pulpa aceea de cireșe pudrate, da? Se resimt în continuare în acest parfum. Singura mea rugăminte, ca de obicei, și cred că o să mi se mute gura la spate mai pe românește de câte ori o să spun treaba aceasta, dați-i timp, da? Tot ceea ce înseamnă parfum Middle Eastern, după prima pulverizare, lăsați-l puțin, lăsați-l măcar o săptămână, da? Lăsați-l măcar o săptămână pentru că cum miroase la prima pulverizare, nu este el între ghilimele, da? Se transformă.
parfumurile din zona Middle Eastern, din nou și din nou vă repet, au nevoie de timp. Și da, în momentul de față, da, asemănarea este izbitoare. Am aici varianta Fragrance World și aici varianta Jean Paul Gaultier. Exact cum v-am spus, preia 85-90% din ADN-ul originalului, doar că partea aceea, fiind de tot asumată, fiind de tot afumată și balsamică, este mai moderată. Dar este prezentă, da? Se resimte, însă nu este în rolul principal, ca să mă exprim așa, cum este în original. În varianta Fragrance World este oarecum cu un pas în spate, dacă mă pot exprima așa, deoarece nici nu pot folosi expresia este în fundal, pentru că este prezentă, doar că este mai domolită. Dar, nu știu, pentru mine și pentru tot ceea ce am experimentat până acum în materie de parfumuri inspirate din La Belle Le Parfum, Hayati La Belle, da, categoric da. Categoric, în momentul în care voi termina această sticlă, îl voi cumpăra din nou și din nou, pentru că îmi place. Dacă aplicați 2-3 pulverizări, mi se pare ok chiar și pentru serile de vară. Nu văd să deranjeze cu absolut nimic. Dar din nou, mă repet, dați-i puțin timp. Ca performanțe, după ce s-a așezat acest parfum de la Fragrance World, stă pe pielea mea și din nou, în cantitatea aplicată de mine, da? Și la nivelul de hidratare al pielii mele, al corpului meu și așa mai departe, deoarece, din nou, vă repet, performanțele depind de foarte, foarte mulți factori. Hayati Belle stă pe mine undeva la 7 ore pe pielea mea, da? Eu una sunt mega, mega mulțumită, cu o proiecție frumoasă în primele 2-3 ore, aș putea spune. Dar din nou vă spun, sunt foarte, foarte încântată de acest parfum. Următorul îl am de o lună, dacă nu mă înșel, vine de la casa Rives și se numește Amora de Femme. Și pe acesta vi-l prezint cu tot cu ambalaj, deoarece este prima dată când îl vedeți la mine pe canal. Iar site-urile, de fapt anumite site-uri care îl comercializează, l-au listat ca fiind un parfum inspirat din La Belle. Însă treaba pentru nasul meu și pentru simțurile mele stă cu totul și cu totul altfel. Iar dacă ne uităm un pic și la ambalaj, da? Cred că de fapt s-a vrut altceva. Cred că de fapt s-a vrut o inspirație pentru acest La Belle Le Parfum. O să vă inserez notele pe undeva pe aici. Iar acest parfum nu este, cum să spun eu, da, încă de la bun început, acest Amora de Femme este un mix, dacă doriți, între La Belle și La Belle Le Parfum. Da? Nu-l pot cataloga, nu-l pot clasifica 100% către niciuna din cele două zone. Încă de la prima pulverizare până în dry down-ul final, îți amintește de ambele ADN-uri olfactive. Da? Ai și pielea aceea întoarsă din La Belle. Ai și partea aceea dulce, fiind de tot afumată, balsamică din La Belle Le Parfum. Sunt ambele aici, da? Ambele variante. Iar para, culmea, în deschidere te poate duce, adică pe mine mă duce cu gândul către para aceea suculentă și veselă din La Belle. Iar pe măsură ce se dezvoltă, devine para caramelizată, asezonată cu tonka din La Belle Le Parfum, da? Deci, nu știu. Nu știu cui aș putea recomanda acest parfum.
Pentru că nu pot, dacă cineva dorește o inspirație pentru La Belle Le Parfum, nu pot să spun că aceasta este o variantă fericită. Dacă cineva din nou dorește o inspirație pentru La Belle, din nou nu pot spune că aceasta este o variantă fericită, deoarece, exact cum v-am spus, și da, am abuzat și de el, a stat și l-am macerat, deoarece la prima impresie, la prima pulverizare, atunci când mi-a sosit comanda, m-a izbit din păcate și mi s-a întâmplat pentru prima dată la parfumurile de la brandul Rives, m-a izbit un iz fiind de tot alcoolic și nu vorbim de un iz buzi, ci izul de spirit, mai pe românește. Însă după o săptămână, izul acela s-a estompat până la dispariția finală, da? Iar în momentul de față, din nou vă spun, chiar dacă ambalajul te poate duce cu gândul către La Belle Le Parfum, iar anumite site-uri îl listează ca fiind o inspirație pentru La Belle, în continuare, pentru mine și cel puțin chimia asta o are cu mine și cu pielea mea, este o combinație, este ca și cum ai face layering cu cele două variante de La Belle, da? Ca performanțe, chiar dacă a fost macerat, față de varianta Fragrance World, mi se pare o idee mai slăbuț, în sensul de undeva la 5-6 ore, aș putea spune, pe piele, iar ca siaj 2 ore fix. Da? Varianta de la Fragrance World poate ajunge și la 3 ore în funcție de cât pulverizez. Pe când varianta de la Rives, oricât aș pulveriza, proiecția sa este de strict 2 ore. Dar nu mi se pare un parfum rău. Între ghilimele, parfum rău. Nu, pentru că, exact cum v-am spus, eu iubesc ambele variante de La Belle și nu mă deranjează să-l am și pe acesta. Însă, din nou, nu știu pentru care din cele două La Belle, La Belle prima variantă sau La Belle Le Parfum, să vi-l pot recomanda pe acesta. Da? L-am testat și pe mami, că a vrut, că n-a vrut, a trebuit să stea să-l testez și culmea, pe pielea ei e aceeași poveste. Deci chiar și pe pielea lui mami, mie îmi lasă aceea senzație că este un mix între cele două parfumuri. Doar că pe pielea lui mami a stat 7 ore. Da, pentru că oricum, orice stă mai mult pe pielea lui mami. Bun, acum trecem la La Belle, varianta inițială. Da? Nu știu, acest parfum, pentru mine, pentru gusturile mele, este, Doamne Dumnezeule, este și va rămâne top 3 designer for life, ca să mă murdăresc de puțină limbă engleză la guriță. Da, iubesc acest ADN, deci îl iubesc. Nu mă sfiesc să-l port nici vara, nu este nimic prea mult pentru mine. Nu știu, pentru mine e genul de parfum all season. Oricând, oricând, oriunde, nu mă sfiesc să port acest parfum. Este din nou beast mode din toate punctele de vedere. Nu-i pot reproșa absolut nimic. Slavă Domnului, a mai prins o sticlă mare. Prima v-am spus că s-a dus. Nu-i pot reproșa absolut nimic. Din nou, la fel ca surioara sa La Belle Le Parfum, și pe acesta îl pot resimți pe pielea mea după dușul de seară, a doua zi dimineața, da? Deci după duș și o noapte, a doua zi dimineața, încă pot resimți aroma sa. Nu știu, este sexy, este gurmand, este intoxicant. Și din nou, intoxicant în sensul bun. Însă nu este acel gurmand pentru o fetiță, da? Este gurmandul unei femei mature. Și când spun femeie matură, nu picați în latura vintage sau granny sau așa mai departe, da? Nu femeie matură în sensul peiorativ. Este acea tartă de pere proaspăt scoasă din cuptor, peste care ai adăugat înghețată de vanilie, iar peste acea înghețată de vanilie ai venit cu topping de caramel. Da, cam asta e treaba. Și servește acest desert în timp ce ai pe tine o jachetă din piele întoarsă, pentru că nota de piele întoarsă de aici este
foarte, foarte prezentă, cel puțin pe pielea mea și pentru simțurile mele, iar totul este contrabalansat de vetiver. Deci, din nou, nu mi se pare nimic mult prea mult aici. Nu. Chiar dacă spun tartă de pere, pare de aici este mai zemoasă, mai suculentă, mai veselă, între ghilimele, față de para din label Le Parfum, da? Este o diferență. Dacă doriți, mi se pare mai fructat acesta, cu toate că nu l-aș cataloga așa, dar vorbim strict de pară, da? Para de aici mi se pare mai fructată față de para din label Le Parfum. Dar din nou, nu am ce să vă spun mai mult decât că este pur și simplu capodoperă și când spun capodoperă nu exagerez cu absolut nimic. Din nou, pentru mine și pentru gusturile mele și pentru ceea ce prefer eu în parfumerie. Iar cel mai apropiat și cel mai apropiat parfum de label este nimeni altul decât varianta Haifa. Eu am venit ca de obicei, eu am venit cu parfumul fără cutie. În momentul în care editez, o să vă inserez codul pe undeva pe aici. Mergeți la insulițele Haifa și testați sau achiziționați acest parfum, da? Îl puteți găsi. Din nou o să vă inserez pe undeva pe aici lista, care de altfel o puteți găsi și pe pagina de Facebook a celor de la Haifa, Haifa Parfums, da? La a doua postare de pe pagina lor de Facebook, dacă nu mă înșel, găsiți lista magazinelor fizice. Ei bine, acest parfum, după ce a stat și el, da? Pentru că în acest videoclip eu v-am făcut impresiile la rece, aveam coletul primit de 2-3 zile, însă după ce s-a mai așezat, acest parfum inspirat din label al casei Haifa se apropie în proporție de 95% de original. După ce s-a mai așezat, da, am putut resimți cum trebuie vetiverul din acest parfum, pentru că inițial știu că eu am avut ceva probleme, că nu-l detectam, dar și pielea întoarsă, da? Pentru că, nu știu, dacă din ceea ce v-am spus până acum ați observat partea aceea de dulce, gurmand, fructat sau fin afumat, balsamic, se poate reproduce, da? Însă, acordul acela, nota aceea de piele întoarsă, eu tot am căutat-o în inspirațiile pentru label. Și încă o dată mă repet, da, am găsit-o în varianta Haifa, doar că v-am spus din nou, după ce parfumul s-a așezat. Nu am ce să vă spun, doar că preia același ADN dulce, siropos, gurmand, tot ceea ce doriți. Resimt și vetiverul acela, resimt și pielea aceea întoarsă. Este extrem, extrem de apropiat. Ce diferență aș putea eu remarca este faptul că am senzația totuși că după ce s-a așezat, vetiverul din varianta Haifa este o idee mai proeminent decât în original. Asta doar până ce se așează parfumul pe piele, da? Primele 10 minute, aș putea spune. Însă, după aceste prime 10 minute, parfumul se așează incredibil de bine și incredibil de asemănător cu această divă. Da? Foarte, foarte fain. Și da, eu din varianta de 30 de mililitri mai am o picătură, însă trebuie neapărat să ajung la o insuliță Haifa pentru că vreau această variantă în sticla mare. O puteți găsi în variantă de 30 de mililitri, cum am eu, 50 și 100 de mililitri, dacă nu mă înșel. Și da,
Am nevoie de 100 de mililitri din inspirația lor pentru la Bel, am nevoie de încă o sticlă de Beirut și așa mai departe. Bun, dar categoric, dacă vreți ceva foarte apropiat de la Bel, de la Jean Paul Gaultier, recomand de data aceasta, clar, 100%, varianta Haifa. Foarte, foarte fain, foarte fain. Îmi cer scuze o secundă. Și vom vorbi acum despre un parfum, din nou, nu l-ați văzut până acum pe canalul meu de YouTube, de aceea vi-l prezint cu tot cu cutiuță. Vine de la Aurora Scent și se numește Delicate Rose. Cu acest parfum, bineînțeles că a fost gălăgie, cum îmi place mie să spun în sensul bun al cuvântului, pe grupul meu de Facebook, Frag Family. Da, veți avea link, ca de obicei, în barra de descrieri pentru grupul meu de Facebook, pentru contul meu de Insta, contul meu de TikTok și toate parfumurile despre care v-am vorbit. Excepție făcând acesta de la Haifa, de fapt, acestea două de la Haifa, deoarece site-ul este încă în concediu, da? Dar mergeți la magazinele lor fizice. Bun, Delicate Rose vine în această sticluță. Da, scrie aici Delicate Rose și îl țineam invers. Nu mai contează. Cu acest capac din metal. Și da, sticla vă poate duce cu gândul către un alt parfum. Ei pe site nu specifică nimic din ce s-ar inspira acest Delicate Rose, însă, da, și atomizorul este foarte, foarte fain. Foarte fain. Însă, din nou, eu din păcate față de restul colegelor mele de pe Frag Family nu pot spune că am fost mega îndrăgostită la prima pulverizare de acest Delicate Rose. Din contră, eu cred că eram singura la modul de ce e așa slab, de ce nu proiectează, de ce nu-l percep cum trebuie, pentru că da. Eu vin mereu și vă reamintesc faptul că parfumurile din zona Middle Eastern au nevoie de timp, însă ce să vedeți, eu sunt prima care nu are răbdare. Bun, revenind la Delicate Rose, după ce s-a așezat, abia atunci m-am îndrăgostit de el. Și da, sunt îndrăgostită clar de acest parfum, iar pentru mine, acest Delicate Rose de la Aurora Scent preia, dacă doriți, partea aceea gurmandă, da, din La Belle Le Parfum. Din La Belle, pardon. Da, nu La Belle Le Parfum. Însă ce lipsește lui, între ghilimele, nu este un dupe, nu este o clonă, este mai degrabă acel parfum inspirat cu un twist, deoarece preia tarta aceea de pere cu înghețată de vanilie și cu caramel, cu topping de caramel din La Belle, însă se debarasează de vetiver și pielea întoarsă și își adaugă, dacă doriți, nu știu, e ceva ce mă duce cu gândul către un pahar mare cu apă rece, da? Apă potabilă, apă rece. Are ceva, fiind de tot răcoritor, dar în același sens potabil, nu știu ce înțelegeți din ceea ce vă spun eu acum, este, haide să vă zugrăvesc, da? Este ca și cum ai avea în fața ochilor acea plăcintă de pere cu o cupă de înghețată de vanilie și cu ceva caramel, topping de caramel peste acea înghețată, iar alături ai pur și simplu un pahar mare cu apă rece, da? Iar aroma întregului tablou se regăsește în acest parfum, da? Mai mult de atât nu pot la ora asta. Pur și simplu asta îmi lasă mie senzația. Preia partea aceea fiind gurmandă, fiind gurmandă, foarte gurmandă din La Belle, însă are aerul acela răcoritor.
Și din nou, nu pot spune că resimt picătură de vetiver aici și nici urmă de piele întoarsă. Da? Dacă vă place label, însă vi se pare mult prea mult duo-ul vetiver și piele întoarsă, nu știu, poate vetiverul vă duce cu gândul către ceva cu iz bărbătesc sau poate nu sunteți în zona acordului sau notei de piele întoarsă, testați, pentru că am observat că pe site-ul lor au și variante de 10 ml, sper, sau 8, nu mai știu, să nu vorbesc prostii, dar au și mostre de Basmori, spun, da? Că de acolo l-am comandat. Puteți testa acest Delicate Rose. Dar, din nou vă spun, nu faceți ceea ce am făcut eu, da? Nu etichetați acest parfum de la primul puf, de la primul nas. Dați-i ceva timp și reveniți către el. Dar foarte, foarte fain. Apropo, ce am uitat, da, ca de obicei. Nu are nimic arabesc, nu are iz arabesc, nu are iz arabesc, nu are iz arabesc și nu au iz arabesc, da? Nimic din toate variantele inspirate, prezentate de mine până acum, nu au izul acela specific parfumurilor Middle Eastern sau parfumurilor acelea arabești, cum le spun anumite persoane. Bun. Și acum, avem un parfum, ultimul, care s-ar putea să, nu știu, să-mi iau hate că l-asemăn eu sau s-ar putea stârni ceva controverse, dar pentru mine, pentru simțurile mele și pentru nasul meu, fix din aceste două zone, da? Vorbim despre Teriac de la Latafa. Și da, vedeți sticla consumată atât deoarece sunt la a doua. Sunt la a doua. Mulțumim, maestre Quentin Bish, pentru această colaborare. Sperăm la Tafa că nu vei discontinua acest parfum. Oricum, sunt la a doua sticlă și mai am backup o sticlă. Da? Deci atât de mult iubesc Teriac de la Latafa. Și da, exact cum v-am spus, s-ar putea ca multă lume să nu fie de acord cu mine, însă este ok, deoarece suntem diferiți. Avem, vai de viața mea, avem gusturi și păreri total, total diferite și da, m-am transformat pentru că mă transform când simt Teriac. Îl iubesc. Îl iubesc, da? Pe cât de mult iubeam acest parfum, da? Totuși, a doua sticlă de 100 de mililitri sau cât ai? A doua sticlă mare din label. Însă, în momentul în care voi termina această sticlă, nu știu dacă voi cumpăra încă una sau dacă aș găsi varianta aceasta veche, aș cumpăra de dragul amintirilor, ca să mă exprim așa, o sticluță de 30 de mililitri. Însă, Teriac nu îmi va lipsi niciodată. Dacă avem odată label, da? Care este un parfum frumos, el așa cum e, da? De sine stătător. Label Le Parfum este sora mai mare și mai matură a acestuia, da? Însă, pentru mine și pentru gusturile mele, Teriac de la Latafa este mămica și tăticul 2 în 1 al acestor două parfumuri, Label și Label Le Parfum, da? Pentru că, exact cum v-am spus, este ca și cum ai face layering cu aceste două parfumuri, căruia îi adaugi o extra doză de piele întoarsă, îi adaugi ceva acorduri nati, aș putea spune. Doamne, îi adaugi extra sexoșenie, extra magnetism. Nu știu, este mult mai profund chiar și față de Label Le Parfum, da? Mult mai profund. Aș putea spune o idee mai dark decât Label Le Parfum. Din nou, este dulce, copleșitor, intoxicant,
Multe persoane de la primul nas, de la prima pulverizare, îl trec în categoria hate. De exemplu, din nou, mami v-am spus mai devreme că nu poate purta la Belle Le Parfum, însă îi place când îl simte pe mine. Din nou, chestie valabilă și cu teriac. Nu poate sub nicio formă să poarte acest parfum, însă îl adoră de fiecare dată când îl simte pe mine sau i s-a mai întâmplat să-l simtă pe alte doamne și domnișoare din jur. Da? Însă pe ea sub nicio formă nu. Pielea de aici, pielea întoarsă de aici, mă duce mai degrabă cu gândul către genul acela de piele de căprioară scumpă, dar nu piele de căprioară și atât. Aș putea spune că este o piele de căprioară fin condimentată, fin spicy, cum se spune, din nou încep cu limba engleză, dar cremoasă totodată, da? Nu este, cum să spun eu, nu este piele întoarsă, condimentată și atât. Are și subtonul acela cremos. Foarte fain. Mi se pare, nu știu, aș putea spune clar, cu siguranță, cu ochii închiși, fără să stau pe gânduri, că pentru mine teriac de la Latafa este cel mai sexy parfum din zona Middle East. Da? Cel mai sexy. Cel mai sexy. Și când spun cel mai sexy parfum, acesta alături de Rifacat de la Paris Corner. Și apropo, dacă combinați teriac cu Rifacat de la Paris Corner, aveți grijă, atât vă spun. Aveți grijă ca doamne și domnișoare, pentru că e combinația aceea clar de femme fatale. Bun, revenind la teriac, mi se pare mai afumat, dacă aș putea spune, față de la Belle Le Parfum. Totodată, partea aceea dulce, siropoasă, fructată din label, varianta inițială în teriac, mi se pare ușor dusă către un alt nivel, da? Ușor mai profundă, ușor mai accentuată. Și da, este acel parfum care îți creează o... Exact cum v-am spus eu în multe videoclipuri, senzația aceea, starea aceea narcotică, da? Creează dependență și vrei să-l adulmeci în permanență. Cel puțin eu una asta pățesc. Și da, sunt la a doua sticlă. În acest videoclip v-am făcut unboxing-ul și primele impresii pentru teriac. De atunci am băut cu succes o sticlă pentru că eu l-am purtat chiar și pe timpul verii, din nou, câte o pulverizare în spatele umerilor, da? Și din nou, cel puțin în aer liber, pentru că nu am făcut treaba aceasta când am mers la cineva în vizită sau când am stat într-un spațiu închis, însă l-am purtat atunci când am fost undeva afară, da? În aer liber. Și nu sufocă, dar aduce tone și tone de complimente, da? Pentru că, din nou, ca să tăiem hate-ul de la rădăcină, pentru mine parfumurile nu sunt pe sezoane. Da? Mie dacă îmi place un parfum, nu știu, în anumită zi caniculară, eu port parfumul acela. Dacă îmi place un parfum mai greu, da, am omis să spun. Dacă îmi place un parfum considerat acvatic sau fresh într-o zi mai rece, îl port atunci. Da? Dar exact cum v-am spus, nu știu, este top. Și da, în continuare, din nou, cu riscul de a-mi lua hate, dar asta este părerea mea, teriac de la Latafa este un mix între La Belle și La Belle Le Parfum cu extra piele de căprioară, fiind de tot spicy, extra smoky, dacă doriți, extra cremozitate și mult mai sexy decât cele două parfumuri. Și da, se cunoaște că este nasul lui Quentin Bish aici. Bun, atât pentru videoclipul de astăzi. Vă mulțumesc din suflet dacă ați rămas cu mine până la final. Și da, poate v-am părut mai rigidă
în acest videoclip, însă o să râdeți de mine, chiar dacă sunt în casa mamei mele, mi se pare ciudat să filmez de aici. Da? Nu sunt eu pe teritoriul meu. Nu știu. E o chestie la mine. Știu. Nu o să mă înțelegeți, dar în fine, depășim momentul. Dacă ați rămas cu mine până în momentul de față, vă mulțumesc din suflet. Dacă aveți vreunul din aceste parfumuri, lăsați-mi și mie experiența dumneavoastră în legătură cu ele în secțiunea comentarii. Dacă nu, lăsați-mi ce parfum purtați dumneavoastră în momentul în care veți vedea acest videoclip. Dacă nu, lăsați-mi un punct, un emoticon și așa mai departe. Link în bara de descrieri pentru grupul meu de Facebook Freak Family, contul meu de Insta, contul meu de TikTok și nu în ultimul rând pentru absolut toate parfumurile despre care v-am vorbit astăzi. Vă mulțumesc din suflet, vă îmbrățișez cu mare drag și până data viitoare vă doresc din suflet zile minunate și mega parfumate. V-am pupat! Zvonena Sharafame.